Care este numele tău și cu ce te ocupi? Bună, numele meu este Lavinia și sunt co-founder și Chief Marketing Officer la CV30. Ce presupune ce faci? Acum mă ocup preponderent de crearea și implementarea campaniilor de inbound și de strategia de comunicare business to business. Ce înseamnă asta mai concret? Înseamnă că eu sunt in charge ca toți clienții CV30 să audă de noi și să ne contracteze serviciile. Pe lângă asta, mă ocup de supervizarea implementării paginilor de carieră pentru angajatorii de pe CV30.co și a campaniilor online pe care le facem pentru partenerii noștri. Care a fost drumul tău profesional până aici? După ce am terminat facultatea, am decis că este cazul să intru în rândul lumii și mi-am căutat un job. Am aplicat la o agenție de publicitate, la un job pe marketing care s-a dovedit a fi, de fapt, pe sales. Așa că mi-am negociat salariul, am zis că am depus suficient de mult efort încât să merite să stau măcar 2-3 luni în cadrul companiei respective, să câștig niște experiențe și după să-mi găsesc un loc călduț într-o multinațională. Dar viața bate filmul, mi-a plăcut foarte mult în agenție, am învățat o grămadă de lucruri și am căpătat încredere în mine. Atât de multă încredere încât după 2 ani, împreună cu CEO-ul agenției respective și cu încă o colegă, am decis că drumul antreprenoriatului este alegerea potrivită pentru noi și ne-am deschis propria agenție de marketing. Între timp am făcut și un startup care în momentul de față este un business sustenabil, avem clienți plătitori și useri recurenți. Ce am făcut eu în tot timpul ăsta? Păi, să-ți zic sincer, cam de toate. De la vânzări, la administrativ, recrutare, implementare de proiecte, fotografii, videouri, cam tot ce se poate. Cred că, sincer, nu a rămas nicio zonă în care să nu fi intrat de voie sau de nevoie. Când ți-a fost greu în carieră și de ce? Cel mai greu mi-a fost în al doilea an ca proaspăt antreprenor, pentru că aveam deja agenția de marketing de un an și lucrurile se mișcau, ne-am dorit să lucrăm și la startup, moment în care am început să lucrăm cu două mindset-uri diferite și pe de o parte trebuia să livrăm pentru clienți în cadrul agenției, pe de altă parte trebuia să creăm un concept cu totul nou, complet digital, în condițiile în care nici eu și nici partenerul meu, Radu, nu aveam experiență de programming sau de coding. Dificil a fost să mă împart între două modele de business diferite și să mă asigur că aduc rezultate din ambele direcții. La momentul respectiv, aveam vreo 24 de ani, chiar și cu 16 ore lucrate pe zi, tot nu am reușit, dar am continuat. Chiar dacă la un moment dat am început să am atacuri de panică și stări de anxietate, pentru că până la urmă era vorba și de presiunea echipei care aștepta rezultate din partea noastră. Din fericire, colegii care se ocupau de agenția de marketing făceau o treabă foarte bună și eram cumva liniștită că măcar unul dintre business-uri funcționa. S-au schimbat lucrurile în momentul în care am decis să punem stop versiunii inițiale a startup-ului și să ne reorientăm către o piață mai accesibilă și un business care să îmbunătățească viața oamenilor mult mai rapid. Așa am creat CV30.co, de care sunt tare mândră. Ce sfat ai dat dacă ai fi din nou la început de carieră? Dacă aș fi din nou la primul job sau în primul an de antreprenoriat, aș vrea să-mi păstrez un pic din curajul pe care l-aveam atunci și din naivitatea de la momentul respectiv. Pentru că pe parcurs lucrurile s-au schimbat, am ajuns să analizez fiecare părticică a business-ului și a ceea ce ar fi trebuit să fac. Lucru care cumva a dus la un micromanagement care n-a ajutat ce țin startup-ul din nicio direcție. Și cred că este important să te bazezi pe instinctele tale și câteodată să hope for the best și să move on. Încă un sfat pe care l-aș avea pentru mine ar fi să mă distrez, să ies cu prietenii, să mă relaxez, pentru că un mindset de work, work, work 24/7 n-are cum să aducă rezultate pe termen mediu și lung. Am făcut greșeala să mă concentrez doar pe job și doar pe a livra rezultate și am uitat complet de mine. Și asta s-a văzut inclusiv la nivel personal și la nivel profesional. În încheiere, chiar și atunci când pare cel mai greu, cred că este extraordinar de important să te uiți la
ce-a mers bine în ziua respectivă și să te bucuri de fiecare achievement, oricât de mic ar fi.